plimbam liniștit pe lumea mea de Minecraft și am găsit un sat ciudat care avea case cu pereți pe care scriau niște texte horror. Opa, ăla e cumva un sat, da mă, da. Let's go, băieți și fete, în sfârșit am găsit și eu un sat. Nu știu dacă mă credeți, dar de aproximativ, cred că chiar două ore stau să caut un sat în Minecraft și uite că în sfârșit am găsit și eu unul. Deci aseară, fraților, când am vrut să mă culc, nu o să vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Deci aseară aveam un pat, după cum puteți vedea, acum mai am 5 iteme în tot inventarul, însă aseară aveam un pat, fraților, băi, și tot încercam să-l pun pe jos și să mă culc, însă nu puteam, pentru că erau mult prea mulți mobi și nici măcar nu puteam să-mi fac o mini bază în care să-mi pun patul, pentru că în momentul în care încercam să construiesc, veneau mobi, dădeau în mine, băi, și m-am enervat foarte, foarte rău și am zis că mă duc să caut un sat în care să... Cum îi zice? Băi, asta e puțin. Să caut un sat în care să locuiesc. Mamă, băi, uitați-vă, frate, e pânză de paianjen, e sat de la abandonat, man. Bă, da, asta e puțin, frate, în satele abandonate e recoltă? Adică din câte știu eu, în satele în care, gen, în satele alea abandonate, că există sate abandonate în Minecraft, în cazul în care nu știați, dar mă, uite, băi, aici e și puțin spart, după cum puteți vedea. Ce e în regulă cu satul ăsta, man? Ia să mă duc mai sus. Poate doar, nu știu, băi, eu știu, din câte știu eu, că n-ai cum să găsești recoltă în satele astea. Uite, pentru că animale nu găsești, nici villageri. Bro, și fân? Mamă, fraților! Uite, bă, recolte făcute! Păi și... Dar de ce... Ok, băi, fraților, deci nu știu dacă sunt eu paranoic sau ceva de genul. Deci fiți atenți. Nu știu dacă sunt eu paranoic, dar sunt sigur că îi se pare că pânza asta de paianjen parcă e pusă cu mâna. Gen, parcă cineva a pus-o aici și nu este un... Că există sate abandonate în Minecraft, da? Deci nu e vreo noutate. Dar asta nu pare să fie un sat abandonat normal. Băi, pânza asta de paianjen pare să fie pusă cu mâna, bro. Sau poate sunt doar eu paranoic. Băi, uite, bro. Uite ce recoltă de cartofi, man. Și pânză de paianjen pe lângă. Ia uite pânza aia de paianjen cum stă în aer, nu, fraților, nu. Pânza asta de paianjen e pusă cu mâna, ascultați-mă. Mamă. Bă, deci ăsta nu e un sat abandonat, fiți atenți. Fraților, fiți atenți că eu mi-am dat seama, bă, ăsta n-are cum să fie un sat abandonat. Deci are recoltă de... deci are... Uite, bă, cum arată asta. Băi, fraților, ia, uite, vreau să văd, uite, hai să mă duc la începutul satului, să văd dacă e ceva în chesturi. În chesturi, cred că ar trebui să fie iteme, dar nu niște iteme atât de bune, gen, adică trebuie să fie niște iteme așa, ca și cum iteme abandonate acolo, știi ce zic? Mamă, uitați-vă. What? Băi, frate, hambarul ăsta n-are niciodată un chest în el. Băi, ce se întâmplă, băi? M-am bucurat și eu că am găsit un sat și am găsit satul ăsta super, super ciudat. Pleacă. Fraților, ce e în regulă cu satul ăsta? Ia stă-ți puțin. Există o veche legendă urbană care a fost transmisă de-a lungul generațiilor într-un mic sat izolat. Poftim? Se spune că sub acest sat trăiește o creatură înfricoșătoare, un monstru adormit care veghează asupra pământului de sub picioarele noastre. Băi, cartea asta face referire la satul în care mă aflu eu acum? Și îmi zice că sub satul ăsta... Adică acolo. Ia stai. Am zis că sub satul ăsta... Băi, nu, prima dată, hai să citesc cartea. Am zis că sub satul ăsta se află o creatură, adică doarme sub sat. Povestea s-a răspândit în timpul nopților întunecate, în jurul focurilor de tabără și prin șoaptele timide ale locuitorilor. Această creatură a devenit subiectul coșmarurilor și temerilor celor din sat. Conform legendei, acum mulți ani, oamenii au descoperit o peșteră adâncă sub sat, adică peștera aia. Curioși au explorat adâncitorile întunecate și au găsit o entitate groaznică, cunoscută sub numele de Devoratorul de Suflete. Era un monstru fricoșător cu colți ascuțiți și cu o privire care pătrundea adânc în inimă.
După descoperirea lui, locuitorii s-au confruntat cu o serie de evenimente inexplicabile și tragedii sinistre. Legenda spune că în fiecare noapte, la ora 11.55, what? În fiecare noapte, la ora 11.55, creatura iese din adâncurile pământului și se trezește la viață. Atunci când devine conștientă, ea umblă prin sat și distruge totul în calea sa. Casele și clădirile sunt vandalizate, copacii sunt smulși din rădăcini, iar orice suflet nefericit care se află în apropierea creaturii este condamnat la moarte sigură. În timpul acestor atacuri nocturne, sătenii se ascund în casele lor, tremurând de frică și rugându-se să fie curțați de această prezență demonică. Bro, au existat încercări disperate de a înghide și sigila intrările în peșteră pentru a ține creatura prizonieră, dar toate au eșuat. Se crede că acest monstru are o putere, și o maleficitate înfricoșătoare care îl face invincibil împotriva tuturor încercărilor umane de a-l învinge. Adică, cu timpul, fix asta voiam să întreb, cu timpul satul a devenit pustiu, iar casele au rămas doar niște ruine mărturisind despre tragediile petrecute. Oamenii au fugit în teroare, lăsând în urmă locuri care odinioară erau pline de viață. Adică, păi este puțin. Asta înseamnă că de seara la ora 11.55 o să vină creatura aia? Poveștile despre creatura înfricoșătoare s-au răspândit și au determinat pe toți să se ferească de acea zonă blestemată. Astăzi satul este cunoscut sub numele de satul blestemat. Locuitorii din împrejurime evită această zonă, iar și curajoși care se îndrăznesc să se apropie în miez de noapte o fac cu inima în gât și sufletul plin de frică. Nu se mai aude vocea râzând la copiilor, nici vuietul de glasuri ale oamenilor în timp ce își împărtăsesc bucuriile și tristețile cotidiene. Legendele urbane nu pot fi întotdeauna veridice, dar această poveste a rămas în inima celor care o aud. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune cu certitudine dacă creatura înfricoșătoare este doar o ficțiune sau dacă există într-adevăr sub pământurile acelui sat. Până când adevărul va ieși la lumină, satul blestemat și creatura sa misterioasă vor rămâne înconjurate de întuneric și suspans, înșelând sufletele curioase și stârnind teama celor care drăznesc să se apropie. Băi, frate, păi stai, dacă... Deci satul ăsta e abandonat... Bă, da... Băi, frate, deci dacă această legendă ar fi reală, satul ar fi abandonat pe bune. Ăsta nu e un sat abandonat pe bune, nu. Asta e un sat real, care doar pare să fie abandonat, cred. Adică, băi, de ce e recolta? L-au abandonat acum două zile? Sau ce vrei să-mi spui? Că l-au abandonat acum două zile. Băi, ceva ciudat la mijloc, frățu. Ia să-i să văd dacă mai găsesc alte cărți. Mă mă, deci e o creatură sub sat care în fiecare seară la ora 11.55 iese de aici. Asta vrei să-mi spui? Uite, din mina asta, bro. Uite, bă, că mina asta nu e, e doar aici un... Oh, oh, shit. Ok, este o mină gigantică. Ok. Bun, am avut dreptate, chiar este o mină gigantică pe aici. Hopa, uite și asta. Altă carte, scrisoare, ia. Dacă vezi acest mesaj, înseamnă că am ajuns în satul acela înfricoșător. Sper să-l găsești, adică mesajul, înainte să fiu prins de creatura aia groaznică. Nu am avut noroc să scap, dar poate tu poți evita acea soartă tristă. Când am ajuns în sat, am fost atras de aerul misterios și spăimântător al locului. Localnicii mi-au șoptit despre creatura care se trezește sub pământ și cum terorizează satul în fiecare noapte. În fiecare noapte se trezește? Curiozitatea m-a învins și am început să cercetez în secret, să adun informații despre monstru. Dar într-o noapte întunecată am fost prins în capcana sorții. Eram singur, întunericul se lăsa asupra satului și am simțit o prezență sinistră apropiindu-se. Înainte să apuc să mă ascund, creatura a apărut și am văzut-o cu ochii mei. Avea un aspect înfricoșător, cu ochii rece și răutăcioși, corp distorsionat și dorința de vărsare de sânge. Inima mi s-a oprit. Am încercat să fug, să mă ascund, dar creatura mi-a simțit frica și m-a urmărit. Nu am avut scăpare. A sărit asupra mea cu o furie de neimaginat și am simțit cum ghearele ei îmi sfâșie trupul. Durerea era insuportabilă, iar ultimele clipe ale vieții mele au fost însoțite de țipete de groază care se auzeau în întuneric. Deci, dragă cititor,
Dacă vezi acest mesaj, te rog, ferește-te. Băi, fraților, ia asta să citesc eu mesajul, că mi-am dat seama de o chestie. Nu merge în acel sat blestemat, nu te apropia, e un demon rău, o ființă malefică care nu are milă. Sper că avertizmentul meu să salveze viața. Nu cerceta și nu aduna informații despre creatură. Trăiește-ți viața în siguranță și roagă-te să nu te confrunți cu teroarea pe care am trăit-o. Poate că povestea asta nu e doar un baz, ci o realitate înfricoșătoare. Sper că acest mesaj să-ți ajunge să fii înțelept. Cu ultimele mele gânduri și rugăciuni pentru tine, un fost locuitor al satului blestemat. Fraților, parcă, deci fiți atenți, băi, eu vreau să cred că e adevărată chestia asta, dar tare am impresia că cineva vrea să-mi facă o farsă. Adică, bro, mai sunt și alte scrisori prin satul ăsta, adică, băi, mi se pare destul de ciudat, bro, să găsim genul ăsta de scrisori pe aici. Sincer, ia aici, mai e vreo scrisoare? Nu, uite, aici nu-i nimica. Adică, băi, îmi zice ăla să plec din sat să nu știu ce. De ce toată lumea zice să plec din sat? Ok, dacă creatura e reală, ar cam trebui să plec din sat. Dar până acum, fraților, nu văd nicio dovadă, văd doar vorbe. Ia hai să mai mergem pe aici. Uite, băi, și fântână și d-astea, man. Uite, băi, un sat de la nu cred că avea torțe d-astea, ești nebun? Ia să vedem aici. Ne uităm în fiecare casă, fraților, să vedem dacă vom găsi ceva. Mai trebuie să fim niște chestii. Uite ce mare e casa asta, bro. Mama, aici trebuie să găsim ceva 100%. Mamă, nu-i nimic aici. Ok. Băi, suspect. Satul ăsta e foarte, foarte suspect. Așa. Ia să mergem și aici. Băi, deci v-am zis. Satul ăsta e foarte, foarte suspect. Uite aici un chest. Din păcate. Bă, ce e asta, man? Îți las acest mesaj din adâncul satului blestemat, unde am venit cu speranța că pot învinge creatura înfricoșătoare care îl terorizează. Băi, deci nu, frate, eu cred că cineva a pus asta aici intenționat. Fiți atenți. Am crezut că am curajul și puterea necesară să o înfrunt, dar m-am înșelat amarnic. Când am ajuns în sat, am simțit căldura și suferința care pluteau în aer. Oamenii erau plini de teamă și de disperare. A, deci asta a fost când satul încă nu era... Deci, fraților, ori aici e ceva fake la mijloc. Da, cineva a pus astea aici intenționat și nu există nicio creatură. Ori au abandonat satul acum 2 zile. Adică, na, uite, ăsta îmi povestește despre o perioadă în care deja încă era lumea în sat. Iar poveștile despre creatură se răspândeau ca un fum negru. Eu am crezut că pot face ceva în privința asta, că pot aduce speranță în mijlocul lor. M-am aventurat în adâncurile întunecate ale satului, hotărât să descoper slăbiciunea creaturii și să-i pun capăt terorii. Am căutat informații și am ascultat poveștile spăimântătoare ale supraviețuitorilor. Cu fiecare pas înainte însă, am simțit cum inima îmi bate mai tare și frica mă cuprinde. Wow! Șocant! Într-o noapte am ajuns într-un loc unde am simțit prezența creaturii. Era ca și cum întunericul ar fi prins viață și ar fi prins forma unui demon înfricoșător. Cu inima bătându-mi sălbatic în piept, am înfruntat creatura cu o armă în mână și cu speranța în suflet. Dar din păcate, nu am fost destul de puternic. Creatura m-a învins într-un mod înspăimântător. Bro, dacă te-a învins, cum ai scris chestia asta? Băi, faci-o, e fake. Atacul ei a fost feroce. Băi, e fake. Cum a scris el dacă el s-a bătut cu creatura? Atacul ei a fost feroce și neputincios. Așa, băi, asta e o prostie. Nu-și mai citezi, bă? Să nu aventurezi, să nu te aventurezi în satul blestemat, dragă cititoră. Aha. Cu ultimele mele gânduri, un călător înfrânt de creatura satului blestemat. Hai mă, lasă-o, fraților. E ceva la mijloc. Nu, cineva nu vrea să locuiești în satul ăsta, vă spun eu. E cineva aici care locuiește în sat și bagă schema asta. Băi, cum ai scris tu cartea dacă ai murit, dacă te-a înfrânt creatura? Cum ai scris cartea? N-ai cum, e imposibil. N-ai cum, bro. Ești nebun, bă, nu, cineva îmi face o farsă, fraților. Cineva 100% îmi face o farsă, ești nebun? Cineva îmi face o farsă, ia. Uite, bă, cum e pus ăsta aici, bă, ăsta e pus de mână, vă spun eu, frate. Ia, altă carte, te rog. Pleacă, te rog, oricine ar citi asta, ești mort dacă rămâi peste noapte, sigur, nu. Fraților, vă spun eu 100%, vă spun eu 100%, fraților, că aici e vreun d-asta ca și mine. Da, deci aici locuiește un d-asta ca și mine care voia să-și caute un sat, a găsit satul ăsta, poate era abandonat, nu știu, însă, bă, asta cu creatura mă lași, frate. În primul rând, satul nu e distrus, da, e distrus așa, super, super ciudat. În al doilea rând, ăla îmi zice că el s-a bătut cu creatura și mi-a lăsat o scrisoare în care zice că a murit. Cum lași, bă, o scrisoare în care zici că ai murit? Dacă ai murit, nu mai lași scrisoare, nu? E logic. Fiți atenți, fraților. O să vă demonstrez că asta că e mare fake, așa că o să stau aici până se face noaptea și să vedem, după ora 11:55, să vedem dacă apare creatura sau nu. Aha, băieți și fete, ia ghiciți cât e ceasul. E ora 12:00.
Deja de 5 minute creatura trebuia să fie pe aici, da? Noi ne uităm pe geam, ne uităm stânga-dreapta, totul este la fel. Totul este la fel, nu s-a schimbat absolut nimic. A, mă, frate, mă, lași cu vrăjerile astea. Ce creatură, bro, lasă, fii de desfăciu. Acum, de acum, ăsta e satul meu. Să vină fraierul ăla care a pus alea acolo, da, care îmi face mie că m-a omorât creatura nu știu ce. Ia stai să ies de aici. Să vină fraierul ăla să ne batem. Da, știi ce zic? Să vedem cine o să pună stăpânire pe sat. Unde-i creatura, frate? Unde-i creatura, men? Ia uitați-vă, fraților, satul este absolut perfect. Unde-i creatura? Vreau și eu să... Să știu unde e creatura. Fraților, ce e asta? Cine a scris asta aici, bro? Ok, acum încep să mă îngrijorez. Dar cine a scris asta aici, man? Bă, eu n-am văzut pe nimeni. Bă, ia să stai, bro. Băi, băi, ăla e numele meu? Bro, băi, ia stai. Dacă într-adevăr e o persoană, ce, de unde știe numele? Păi stai, uite un semn, ăsta n-a fost aici. Marius, de ce încă n-ai plecat? Băi, de unde știe numele? Nu, iar e ceva la mijloc. Unde e creatura? Trebuia să iasă creatura din pământ. Unde e, fraților? Unde e, că nu o văd? Bă, nu, e ceva la mijloc. Vine noaptea, băi. Băi, voi vedeți că textul ăsta se aprinde și se stinge? Bă, voi vedeți și vă și eu? Vine noaptea, băi. Da, a venit noaptea deja. Nu, băi, nu, e ceva la mijloc. Vă spun eu, frate, 100% e unul care pune asta aici și eu nu-mi dau seama, fiți atenți. Bă, vă spun eu, 100%. 100%, băi, cineva aici. Ia, păzi, ia. Ce e? Ce scrie aici? Marius, bă, de unde știe numele? Bă, ia stai, de unde știe numele? De la username-ul meu de pe Minecraft. Dar stai, bă, dacă venea unul aici, nu-l vedeam și eu? Nu-i vedeam și eu username-ul? Mamă, băi, e o situație foarte ciudată, fraților, vă spun sincer. Vă spun sincer că e o situație foarte ciudată. Uite, bă, iară numele meu acolo. Nu. Nu, fiți atenți, 100% e un de-asta care îmi face mie farse, fiți atenți, schimbăm tactica, nu mai explorez satul. Mă duc iară înapoi în locul ăla și aștept să se facă dimineață. Mă uit pe geam, băi, 100% trebuie să fie unul. Am mers cu shift-ul, nu știu ce am făcut de nu l-am văzut, dar mă duc aici și aștept. Dacă era creatura adevărat, ia uite, bă, și asta, Marius, ce face aici? Bă, ăsta era aici când am plecat, băi, l-a pus adineauri, ești nebun? Mamă, l-a pus adineauri! Băi, cineva aici, vă spun eu 100%, dacă era creatura reală, unde-i creatura? Unde e? Că e ora 11:55. Mamă, nu, mă pun aici, fraților, mă uit stânga-dreapta pe geam, să văd dacă o să vină cineva. S-a făcut dimineața, băi și fete, și după cum puteți observa, nicio schimbare în satul nostru din Minecraft. Adică nu s-a făcut nicio schimbare, m-am asigurat eu să nu se facă nicio schimbare. N-am văzut pe nimeni, nu știu, să pună un blog, n-am văzut nicio persoană, n-am văzut niciun username, să zici că e pe sub pământ sau ceva de genul. Băi, ceva suspect la satul. Băi, fraților. Uite, semnele încă sunt. Băi, a dispărut? Au dispărut alea cu sânge? Păi asta e, mă, băi, cum se întâmplă chestia asta, băi, sunt eu nebun? Cum se întâmplă chestia asta? Cum a dispărut? Băi, au dispărut toate? Uite, băi, și ăla cu Marius acolo, mai era încă unul jos acolo. Toate au dispărut, man. Băi, ceva la mijloc, fraților, dar nu-mi dai eu seama ce e. Uite, dar semnele nu, băi, da... M-am uitat pe geam, man. N-a venit nimeni să ia astea. Nu, fraților. Nu, trebuie să facem ceva neapărat. Băi, e foarte suspect ce se întâmplă în satul ăsta. Deci vă spun sincer, e foarte, foarte suspect ce se întâmplă în satul ăsta. Ia, stai că mai aveam încă, uite aici. Și aici nu mai e nimica. Băi, e foarte suspect. Uite, băi, de ce ai ales să nu pleci? Bă, ăsta era aici seară. Nu cred că era aici seară. Băi, cineva le pune, fraților. Uitați-vă, băi, la cablurile astea. Uite, uitați-vă. Sunt puse cu mâna mea. Nu-mi spune că astea s-au spawnat aici, nu.
No. Fiți atenți cu pace, să schimbăm tactica. Fiți atenți, schimbăm tactica. Mai stau o noapte în satul ăsta, dar mă baricadez. Da? Deci asta e tactica. Mă baricadez pentru că, băi, dacă e într-adevăr cineva, deci o să fiu foarte, foarte atent. Ce-i trebuie? V-am spus, deci numai acum seara am fost atent. Până când să se facă seara, doar m-am uitat așa puțin. N-am fost 100% atent. Fiți atenți, iau niște cable. Mă baricadez acolo, fraților, și aștept să văd dacă văd vreun username. Și ce zic, sau ceva de genul. Băi, trebuie să fie un player care îmi face chestiile astea, man. N-are cum să fie o creatură. Dacă era o creatură, de ce nu s-a trezit? În fiecare noapte la ora 11:00 se trezește, parcă așa zicea legenda. De ce nu s-a trezit, bro? Ia, nu, așa zicea. Ia, mai avem carte, deci nu spune că a dispărut și cartea, cu ea o razna. Ia, uite că asta n-a dispărut. Uite. Legenda spune că în fiecare noapte la ora 11:55 creatura iese din adâncurile pământului și se trezește la viață. S-a întâmplat asta? Nu s-a întâmplat. Deci, practic, am avut dreptate. E fake. Ok. Haideți să baricadez aici puțin situația. O să o baricadez așa, fiți atenți. Așa. Și acum, frați, uite, mă baricadez și pe mine aici. Da? Dacă cumva chiar există această creatură care, v-am spus, nu există, stăm aici. Bun. Păi și, fraților, uite, nu, stai, nu, că trebuie să-mi las, nu, trebuie să-mi las ceva, uite așa. Ok. Fac așa ca să văd... Uite, pun torța aici. Bun. Fraților, și mă baricadez așa. Și aștept să vină noaptea, ok? O să văd când vine noaptea și dacă e cumva ceva, instant am pus bloc și am săpat și știți voi care-i treaba. Hai să vedem când vine noaptea. Se întâmplă ceva? Stați puțin, fraților! Că a fost mare explozie. Păi da, dar cum e posibil, bro? Oh my god! Tot satul a fost distrus! Și, da, și nici măcar nu e ora 11:55, man! Mai e pe la ora 11:55, bro! Băi, băi, satul ăsta e prea ciudat, fraților! Ce se întâmplă aici, man? Băi, satul ăsta e de departe cel mai ciudat loc în care am fost în Minecraft. Deci vă pot spune asta, fraților, cu mâna pe inimă. Uite, bă, acolo casa i-a luat foc! Băi! Bă, voi ați văzut ce am văzut și eu? You have been given spoiled milk. What? Ce voi ați văzut? Cineva, v-am spus eu, băi, cineva care mă trolează! Ce este, bă? Lapte! Băi, what? Băi, voi ați văzut? Cineva mi-a dat asta! Aoleu! No! Doamne, cât de prost sunt! Val, cât de prost sunt! Dar o să mă respondez aici. Oh my god, oh my god, cât de prost pot să fiu. Oh my god, cât de prost pot să fiu. Oh my god, cât de prost pot să fiu. Oh my god, cât de prost pot să fiu. Mamă, trebuie să avem foarte mare grijă. Oh my god, man, bă, cum nu m-am gândit la asta? Ah, spoiler-mi că înseamnă lapte stricat. Mamă, fraților. Bă, uite, dar nici mob nu sunt pe aici, ești nebun? Mamă. Uite, iară. Băi, fraților, ce se întâmplă, man? Băi. Băi, se mișcă cineva acolo! Băi, ce se întâmplă? Bă, uite să fie cineva acolo! Fraților, e o creatură acolo! Oh my god, vine după mine! Băi, bă, nu pot să mă mișc! Sunt mort! Am murit! Ăla am fost! Fugi, Marius! Marius, fugi! Mamă, uitați-vă cum se vede, băi! Marius, fugi! Îs mort! Îs mort! Oficial a murit! Nu, 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 lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace, creatură! Na, sunt mort! Ba nu! Fraților, și creatura aia, man! Uitați-vă cum face asta. Băi, ce creatura aia? Ok, creatura există. Și cred că urmează să fie o victimă de ei. Da, probabil nu. Fugi. Nu, trebuie neapărat să fug din satul ăsta. Trebuie neapărat să fug din satul ăsta, bro. Pleacă. Oh my god, nu. Mai vine după mine, bă, asta tot se ține după mine. Ia, vino să ne... Ok, nu, sunt mort. Da, a murit. Nu, hai să ne batem, vino să ne batem. Unde ești, mă? Vino să ne batem. Unde e, fraților? Ce s-a întâmplat? Uitați-vă cum îmi face ăsta. Unde ești, mă? Vino să ne batem. Na. Vino să ne... Ați mort.